Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru octombrie 2020. Cu o mică întârziere, dar nicio problemă, că mai avem destule zile de trăit din octombrie și eventual octombrie acesta se poate prelungi până în noiembrie, adică mesajele de acum, da? Că știți bine că nu sunt calendare fixe la nivel universal. Mesajele pe care le-ați primit de la înger, dragii mei gemenuți. Aveți, acțiunile vorbesc puternic. Bănuiesc că, așa bănuiesc, nu, bănuiesc, simt că este vorba, nu mi-am luat ochelarii. Ce număr este aici? Îl vedeți voi, da? Stai, stai să dau să se vadă că. Dar nu vrea? Așa, 49, da? Poate e reprezintă vârsta cuiva. Sau e un număr important în viața voastră, 49. Acțiunile vorbesc puternic. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni. Seamănă un pic cu demonstrația sau demonstrarea dragostei, dar e un pic diferită. Nu facem de dragul de a demonstra, ci pur și simplu un fel de a ne exprima. Voi care țineți, interesant că voi sunteți o zodie care ține de exprimare, da? Casa a treia a exprimării, a comunicării, Mercur, cel care vă guvernează. Aveți și o pasăre, faptul că sunteți semne de aer, pasărea zboară. Nu este suficient doar să gândim, să vorbim, evident, trebuie să și acționăm în dragoste și oricând în viață, ca să putem manifesta. Nu trebuie să comentez mai mult. Este suficient. Poate unii vă doriți să călătoriți către cineva. Aha, și asta ține de o acțiune. Și să arătați. Și să arătați cuiva ce simțiți. Și în momentul în care acționați și călătoriți, nu doar comunicați, începe să vă cunoașteți, vă întâlniți și vă cunoașteți. Ei, e frumos. Petreceți timp de calitate împreună. Get to know each other. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. 44 e număr maestru. Aici întotdeauna mi se pare că sunt doi încăpățânați care reușesc să se transforme. 4 și cu 4, da? Doi încăpățânați, doi oameni stabili, ambițioși și muncitori și opt împreună vă transformați și separa și împreună. Și petreceți timp de calitate. Parcă seamănă un pic. Adică, aici sunteți aceleași persoane, dar în varianta voastră mai suavă, mai copilărească, probabil că, așa simt, așa vă zic, trebuie să vă conectați și la o latura voastră copilărească, mai jucăușă, și să se simtă și copilul interior din voi bine cu copilul interior din ei. Adică, nu doar niște oameni maturi, serioși, care se cunosc unul pe celălalt, dar și copilul din voi. Dar aveți o conexiune profundă. Aici două persoane, da, voi sunteți marcați de același semn, două persoane, da? În simbolistica zodiacală. În seria cealaltă de cărți aveți un, cum să traduc, The Pearl Threaded, ar fi, să zic, perlele cusute? Cam așa ceva. În fine, oarecum. Există o legătură foarte profundă între voi, chiar dacă sunteți la distanță, voi o simțiți. Și este confirmată și de această carte care a apărut, da? De-aia zic, aveți imaginea de cuplu în foarte multe cărți, inclusiv aici. Este o altă variantă a puterii. Cineva, variantă feminină, zboară pe un vultur, pe o pasăre, da? Tot un cuplu e și acolo. Dezvoltați-vă mai multe aspecte ale relației pe care o experimentați. Dacă sunteți la distanță, nu-i problemă pentru voi. Da, se poate comunica online, dar cred că mai presus de toate comunicați, pentru că și emoțional, și perla ține de o lume apoasă, da? Se face într-o scoică, scoica ține de apă, aveți doi de cupe, iar semn de apă. Sunteți conectați la emoțiile voastre, că aveți lună în gemeni. Și sunteți într-o legătură cu cineva care are luna în leu sau în leu sau în balanță sau sunt aspecte frumoase, da? Nu neapărat, zic, semn de apă, vorbesc de lună, de casele voastre de apă. În continuare, ce mai aveți? Ah, frumos, intimacy.
Intimitate, Ing și Yang Lover, vă completați cu cineva la un nivel foarte profund. Și când vorbesc de intimitate, nu mă refer la relații sexuale, pentru că relațiile sexuale în sine nu reprezintă intimitate. Intimitate reprezintă să-ți dezvălui, da, să te cunoști unul pe celălalt în profunzimea și goliciunea sufletului, da, sufletului tău. Asta înseamnă să ai momente de intimitate. Actul sexual este unul, intimitatea este alta, vulnerabilitate. Să fii vulnerabil, să fii deschis, să fii vulnerabil fără să-ți fie rușine sau să-ți fie teamă că ești judecat sau ai vreun sentiment de vină sau cine știe ce alte complexe. Și la fel și cealaltă persoană de lângă tine. Asta înseamnă intimitate. Și atunci, în aceste momente profunde, descoperiți că Ying și Yang Lover, vă iubiți și vă completați. Această iubire vă completează într-un mod miraculos. Unul dintre voi manifestați într-adevăr o creștere spirituală diferită de a partenerului. Aveți un înger pe pământ sau de pământ. Pentru unii poate să fie o conexiune cu un semn de pământ, pentru unii. Dar nu neapărat acest înger pe pământ reprezintă energia feminină a unuia care trebuie să se dezvolte. Mi se pare mai timidă energia sau figura de personaj de aici decât în alte imagini. Este un moment în care voi vă descoperiți o latură spirituală în preajma celuilalt. Am vorbit de semn de pământ, se pare că a apărut. Pentru unii capricorn, poate să fie și taur, poate să fie și fecioară pentru unii, dar nu obligatoriu, aveți și semn de apă. Rac, Pești, Scorpion. Unii dintre voi sunteți căsătoriți, și aveți un secret, în secret o relație, iar copilul interior se dezvăluie în această relație, da? Copilul interior și aici sunt două personaje copilăroase, da? Un personaj care vă aduce aminte de copilărie sau povestiți din copilărie sau pur și simplu vă cunoașteți din copilărie sau din tinerețe sau ați mai fost într-o altă viață și simțiți acest lucru. Și luna vorbește despre emoții profunde. Este un secret, probabil pentru unii dintre voi pe care îl țineți. Și acest secret vă consumă, vă doare la maxim. Aici sunteți voi, regina de spade. În legătură cu cineva, aveți o răceală, sunt preajma cuiva, sunteți într-un cuplu rece, dar aveți în preajmă pe cineva care vă umple cupele. Haideți să vedem ce alte mesaje. Sper că sunt coerentă astăzi. Am și eu stările mele, dar mergem înainte. Hai să vedem ce alte mesaje mai primiți, dragii mei, gemenuți. Gemeni. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, octombrie 2020. Ia să dau și asta la parte. Gemeni. Să punem așa. Central. Oh, interesant. La ce sute a mai apărut? A mai apărut aseară. Aseară a apărut la RAC. La RAC a apărut aceeași carte, în aceeași poziție. Împărăteasa, moartea, șase de spade, șapte de spade, valetul de cupe, patru de... Și la RAC a apărut. Patru. Probabil că aveți planete în RAC sau RAC au planete în gemeni, ceva se... Există posibilitatea și asta. Patru de monede a apărut și la RAC în aceeași poziție. Doi de băte. Magicianul. Aici ați fi voi. O, ce frumos! Îndrăgostiții. Sunteți îndrăgostiți, posibil. Posibil, după cum arată cărțile, să vă doriți, să vă cunoașteți, să vă apropiați. Ia, câtă carte! Da? În care văd un cuplu, două perle, un cuplu, vulturul și zburătoarea, un cuplu. Aici, alt cuplu, da? Alt cuplu, alt cuplu. A fost și doi de cupe, îndrăgostiții, mai. Sunteți clar într-o poveste de dragoste. Și iar s-a oprit la regina de monede.
Deci, iar, și regina și regele de monede. Pentru unii sunteți la distanță de soțul, soția sau așteptați să vă vină soțul, soția. Sperați. Acum, chiar dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți într-o relație destul de stabilă, unii dintre voi, un alt mesaj, separați-vă de cât ori puteți, da? Dar dacă sunteți la un drum, din niște motive, doamna este preocupată de alte lucruri. Văd că vine un mesager. Vine un mesager, ați putea fi voi sau un alt semn de aer sau cineva care vă aduce niște vești. Niște vești că iubește, că e îndrăgostit, asul de cupe, că vă vede într-un mod special, valetul de monede și că vrea să schimbe energiile și speră. Speră, are credință. Poate să fie vărsător pentru unii, că văd și semn de aer și steaua. Dar steaua mai presus de toate înseamnă speranță. Are credință că va schimba lucrurile, că se vor schimba lucrurile între voi doi. Ce ar mai putea să zică? Da, că vede într-un mod special, că sunteți ca o comoară pentru ei și le umple sufletul de bucurie. Însă, apare acest rege de monede. Sunt foarte curioasă pentru cine va fi acest mesaj, dar bănuiesc că este pentru cineva. Acest mesaj s-ar putea să ajungă la urechile soțului. În această perioadă în care voi sunteți separați de un drum, de ceva. Vedem ce alte mesaje mai primiți. În prezent, în ce? Nu în prezent, în sufletul vostru. Aveți acest nouă de băte care poate să reprezinte foarte multe. Poate să reprezinte un semn de foc, berbec, leu, săgetător, dar poate să reprezinte și faptul că voi ați învățat să vă blocați sufletul tocmai pentru că v-ați rănit. V-ați rănit de-a lungul vieții. De multe ori alții ne rănesc, de multe ori ne rănim noi pentru că avem impresia că o să fie bine și nu o să fie bine. Da, sunt și greșelile noastre, nu doar ale altora. Să nu uităm și de greșelile noastre. De iluzii, că și iluziile sunt niște greșeli, neapărat niște greșeli voite, da? Aveți sufletul blocat, nu-i tocmai larg deschis. Și provocarea este ce frumos, împărăteasă. Împărăteasa înseamnă să vă deschideți sufletul. Să fiți generoși. Este Venus, este planeta iubirii. Mai presus de o persoană este o energie. Pentru unii probabil poate să fie cineva născut în luna martie, poate să fie taur sau balanță, persoană, sau nu obligatoriu, persoană marcată de de planeta Venus, planeta iubirii, marcată, are un marcaj puternic în harta lor natală. Oameni frumoși, oameni generoși, sensibili, blânzi, maturi și eventual și spirituali. Aici este blocajul, de aici, de la acest personaj, da, este provocarea, nu blocaj. Provocarea este să vă deschideți inima, cineva vă învață, vă așteaptă eventual să vă deschideți inima. Voi în trecut ați avut o... Ați trecut printr-o profundă transformare. Probabil că ați pierdut pe cineva și atunci unii dintre voi v-ați blocat sufletul. Atunci, probabil, ați rămas cu o problemă în a împărtăși dragostea. Poate că a fost un scorpion la un moment dat în viața voastră, poate încă este, sau Pluto, sau cineva cu planete în scorpion, neapărat zodia scorpion. Poate să aibă lună sau Marte sau eu știu ce altceva. Și în sinastria voastră s-au făcut niște aspecte, cineva v-a transformat. Eventual, repet, ați pierdut pe cineva și această pierdere v-a făcut să vă blocați, să vă închideți în voi, să deveniți mai introverți. Suferiți în continuare unii.
În ultima vreme aveți 6 de spade. 6 de spade este dorința voastră, gândurile, de fapt, gândurile voastre de a lăsa în urmă, eventual, acele ape tulburi, problemele, situațiile foarte intense și grele prin care ați trecut. Poate au fost și probleme de sănătate prin care ați trecut, la limită între viață și moarte. Cine știe, sunt multe. Sunt foarte multe. Toate arcanele majore sunt foarte intense. Eu v-am dat câteva mesaje. Vedeți cum rezonează în viața voastră și completați-le. În viitorul îndepărtat aveți, mergeți de la 6 la 7. Iar fugiți de acele situații complicate și dure și intense, dar fugiți și de voi, dragii mei, într-o formă sau alta. Vreți să fugiți de ceva, dar haideți să revenim la prezent. În prezent aveți, am zis, cineva încearcă să vă ofere dragoste, drăgălășenie, valetul de cupe, iar pești, că am vorbit de pești la împărăteasă, rac, scorpion și nu obligatoriu să fie zodia asta, poate să aibă planete acolo. Da? Cineva vrea să vă învețe să iubiți, să iubiți. Împărăteasa poate să inspire. Și afară, interesant, acțiunile vorbesc puternic. Simt că acest personaj vă învață cum să acționați prin gesturile pe care le face în preajma voastră. Pe de o parte, inspiră, că împărăteasa inspiră, da, e una dintre cele mai înalte poziții, dar și cât ar fi de generoasă, să zic, din punct de vedere teoretic, energetic, chiar face gesturi practice, acționează. Vă arată parte din dragostea sa. Evident că pot să fie două persoane diferite, dacă vreți să interpretați așa bine, dar deocamdată așa simt să interpretez eu, așa simt că îmi transmit cărțile povestea. Și pentru că sunteți mulți, repet, adaptați-vă, sunteți de generații diferite, hărți natale diferite. Una va fi interpretarea pentru cei cu soare, alta pentru cei cu lună. Adaptați-vă, nu uitați că o etalare colectivă. Cineva vrea să se împace sau să vă arate că v-a iertat, că nu e supărat, că sunteți închiși, că ați trecut prin niște interdicții. Am zis și la rac, interdicții, în creștere. Aveți niște blocaje, unii dintre voi, dragii mei, aveți niște blocaje în creștere. Poate aveți blocaje față de mama voastră. Poate dacă ați trecut printr-un, așa simt, așa zic, că ați trecut printr-un divorț, unii dintre voi poate aveți probleme cu partaj, discuții cu mama, cu mama copiilor, cu copilul, pentru unii. N-am văzut justiția încă, dar cu această moarte, moartea asta poate să însemne foarte multe. Dar v-am dat deja destule mesaje. Ideea este că vreți, v-ați gândit în ultima vreme să călătoriți, să mergeți către ape calme, măcar mental. Și încă fugiți. Fugiți de ceva. Ceva ce nu apri, dar uneori trebuie să înfruntăm situațiile ca să ne schimbăm. Face parte din schimbare. Probabil încă sunteți unii dintre voi în acest proces de schimbare. Proces care poate să dureze și ani de zile. Sfatul este 4 de monede. Să vă echilibrați. Dar nu să vă... Bine, nici 4 de monede e foarte deschis. Nici 4 de monede nu-i deschid. Dacă aveți blocaje în creșterea financiară, că împărăteasa înseamnă și abundență, țineți de bani. Țineți de bani. Cheltuiți cu grijă. Că vă spuneți că vorbesc mai de dragoste? Nu, dar dacă ascultați atent, vedeți că mai spun și despre alte lucruri. Valetul de cupe poate să fie un proiect frumos care să vă mai sporească într-un fel sau altul. Dar sfatul este să țineți de bani, să vă protejați. Da, oarecum, o protecție reprezintă și nouă de bâte. Și nouă de bâte învață să se protejeze, să-și construiască niște granițe în jurul său, da? Fiți atenți cu voi. Dacă pentru unii dintre voi poate acest 4 de monede să reprezinte un semn de pământ pe care l-am văzut. Am văzut semn de pământ pentru foarte mulți dintre voi. Probabil că aveți marcaj în semne de pământ unii dintre voi. Rămâneți deocamdată
Rămâneți deocamdată în poziția sfatului și n-am cum să nu zic. Rămâneți deocamdată în zona voastră de stabilitate. În principiile voastre. Exterior. Revin la semnul de foc pentru unii. Exterior, cineva vă influențează, vrea să-și facă planuri, să aleagă. După cum arată cartea, cartea se uită înspre voi, de ca și când v-ar alege pe voi. Și această alegere ar vrea să călătorească. Aha, interesant. Cineva vrea să vină înspre voi. C-o fi semn de foc, o fi semn de arc, o fi cineva. Am văzut și aici 6 de spade, dar probabil că are niște blocaje de circulație pentru unii. Altă variantă. În preajma voastră cineva își face planuri, să lase în urmă o relație, o situație stagnantă și să meargă înspre voi pentru că privește înspre voi. Privește înspre voi. O să clarific totuși. De ce vă este teamă de magician? Repet, fugiți de voi într-un fel sau altul. Magicianul reprezintă Mercur. Evident că poate să fie și un capricorn născut în ianuarie, că ați avut semne de pământ. Poate să reprezinte și o fecioară, iar am văzut semn de pământ. Poate să reprezinte și prima zodie, văd și semnul foc, semn de foc, prima zodie ar fi zodia berbecului. Poate să reprezinte iar cineva care are capacități excepționale de manifestare. Asta în cazul în care nu vă reprezintă pe voi, pentru că variază. Dar magicianul este o persoană care manifestă. Vă este teamă că nu puteți manifesta ceva. Această abundență, eventual. Simțiți acest blocaj, această transformare. Da? De-aia și zice la sfat, dacă e blocaj, stați în locul vostru. Stați în locul vostru și concentrați-vă pe altceva. Pe altceva. De ce vă este teamă? Că nu aveți instrumentele, resursele să manifestați. Eventual îmi place să spun de câte ori pot. Cea mai bună versiune a voastră ar fi frumos. Și atunci dacă nu puteți, stați în locul vostru și creșteți. Pentru că abundența se poate manifesta din interior, nu numai din exterior, da? Oare mă-i face înțeleasă? Ce vă doriți, îndrăgostiții? Vă doriți un cuplu frumos, perfect, care să vă completeze. Am tot vorbit de cuplu și mai devreme. Există potențialul ăsta. Îl simțiți, îl doriți. Să creșteți. Vă doriți partenerul divin cu împărăteasa. Și aici este frica voastră că nu se manifestă. Că nu puteți manifesta din diferite motive, politice, financiare, familiare, dacă sunteți în cuplu. Da? Lucruri care vă transformă. Vă doriți partenerul vostru divin. Clar, și aici este blocajul, greutatea. Vă doriți să iubiți, să vă bucurați de această dragoste protejată de îngerii voștri. Dar știți totodată că trebuie să alegeți. Dacă cineva a ales aici influența exterioară, iar cineva alege și voi trebuie să alegeți, pentru că în poziția dorințelor îndrăgostiți înseamnă alegere importantă și în mod special în dragoste. Dacă aici cineva își face planuri de viitor, cum să călătorească, la, aici este vorba de alegere în dragoste. Am spus că în viitor, o să clarific ce vrea să spun acest 7 de spade, cel care fuge, poate să fugă de el, poate să se mintă că n-are nevoie, că nu aia, că nu ai l-altă. Există multe posibilități. Poate să fie și o strategie cum să iasă din șabloane, din ceva. Rămâne de văzut. Ce reușiți să faceți? Încă stați și sunteți... E bine, oarecum, se leagă cu sfatul pe care l-ați primit. De la 4 la 7.
Vă analizați resursele, că tot vă este, aveți o teamă că nu puteți manifesta ceva cu cineva. Vă analizați resursele, vă organizați resursele. Vedeți ce aveți în magazie pentru iarna care vine, pentru criza alimentară și financiară care se apropie. Și e bine, sunteți cu capul pe umeri. Chiar dacă iubiți, chiar dacă vreți să iubiți. Felicitări! Felicitări, pentru că știți că vine acest blocaj în abundență, da? Adică criză financiară și alimentară. Sunt multe, deci într-o carte eu pot să vă foarte multe. Sper că vă luați și voi mesajele cum se cuvine, cu înțelepciune. Și nici nu, știți că nu-mi place să vă creez iluzii. 7 de monede stă și se gândește în ce să investească ca să meargă spre 8. 8 înseamnă transformare și creștere, da? E casa a șaptea a relațiilor, da? A contractelor. Vă analizați contractele, joburile, eventual și căsnicia, relația de cuplu, că tot pentru unii în relația de cuplu există o distanță. 3 de bâte înseamnă distanță. Există o distanță, deși unul speră, poate să mai fie o persoană, semn de foc, ca interesant, între voi doi. Pentru că uitați-o și voi. Doamna este... Nici domnul nu se uită la doamnă. S-a pus o răceală. O distanță, în primul rând. Da? O distanță între voi. Eventual și o persoană la distanță cu care unul dintre voi comunică. Da? Pentru că am văzut că cineva comunică. Da. Cineva comunică despre dragoste, despre schimbare de energie, despre vindecare, ar vrea să și călătorească, ia uite ce frumos, să se bucure, să se bucure la maxim și apare și Capricornul. Nu să e Capricorn, că apare și Leu, apar multe zodii. Este vorba de o intoxicare în dragoste. Este o dragoste obsedantă. Mare grijă că poate în aceste condiții în care dragostea devine obsedantă se manifestă și egoul cu regele de bâte. Dacă te cărți și egoul cuiva. Sper că ați înțeles oarecum ce am citit. Dar așteptați și totuși comunicați emoțional, la distanță, cu cineva. Așteptați să vă întâlniți cu cineva. Eu zic că așteptați această întâlnire cu un fostă, repet, cu un suflet pe care îl simțiți la distanță, un om de suflet pe care îl simțiți dintr-o altă viață, ați vrea să o luați de la zero. E o nebunie între voi doi, așa ziceți, dar asta îi face parte din creșterea voastră, din experiențele pe care ați ales să le trăiți. Și repet, în cuplu, 10 de bâte, vă consumați, sunteți răniți. Aici trebuie să renunțați voi. Dacă nu e vorba de cuplu, poate să fie o colaborare cu regele și regina de monede la locul de muncă, joburi, da? Probleme financiare, responsabilități. Aici vă consumați voi foarte mult. Dragii mei, încă un mesaj. Dacă manifestarea unei iubiri este prea riscantă în aceste vremuri, analizați-o, de-aia zice 4 de monede. Stați în locușorul vostru și gândiți-o bine. Poate că va fi mai potrivită în alte momente. Aici văd totuși un risc. 0, 10 de bâte. Dacă vă asumați un risc într-o anumită direcție, s-ar putea să vă consumați bateriile și să vă răniți unul pe celălalt. Mare grijă. Această relație, foarte profundă de altfel, se poate manifesta în alte timpuri, în alte condiții. Așa simt să vă transmit. Nu vreau să vă păcălesc. Haideți totuși. Hai să punem astea la loc. În principiu le-am citit. Da, după 3 de spade urmează asul. Înseamnă că... Oh, balanță pentru unii... Să nu ducă, am vorbit de un divorț, să nu ducă într-un fel sau altul un gest de al vostru către un divorț, către o separare. Prefer să fie, să manifestați dreptatea. Să înțelegeți niște lucruri, că tot am vorbit de niște riscuri, dar să înțelegeți lucrurile. Aveți mare grijă. Haideți să clarificăm totuși. 2 de bâte exterior. Clarificăm 2 de bâte pentru gemeni. Oh, faetonul.
Pentru unii semn oracului, dar nu obligatoriu. Cineva chiar vrea să vină, e determinat să vină, cu fi semn de foc, cu fi faeton, sau cineva care are în casa voastră a patra planete. Cineva vrea să vină. Simte că sunteți parte din destinul lor, pentru că faetonul merge către stea și am văzut și steaua la un moment dat, da? Cavalerul de spade care avea cupa și steaua, da? Și ce mai avea? Aduceți-vă aminte. Mai clarificăm, mai dăm o carte totuși. Oh. Încă o carte pentru doi de băte și faeton. Oh. Cinci de spade. Mare grijă să nu fie discuții. Să nu fie cineva gelos, să nu apară din preajma voastră cineva care să se sesizeze. Par discuții, argumente, mare grijă, ia uite, mare grijă. Iar a apărut, da? Același individ care vrea să vină. Mare grijă, trebuie să fiți precauți. Hai să mai vedem ce mai e de clarificat. Șapte de spade. Hai, șapte de spade în viitor. De cine fugiți? Aveți cinci de spade, șase de spade, șapte de spade. Șapte de spade. Of. Vreți să comunicați cu cineva și încercați să găsiți o strategie de comunicare în aceste restricții. Da, restricții și aici. Tot încercați. E o comunicare la distanță. Băi, de tot apar cavaleri, nevoia de acțiune. Da, e nevoie de acțiune. Dar e destul de greu dacă ați amânat când se putea. Acum probabil că se îngreunează situația. Mai dăm o carte. Simt că vreți voi să vă întâlniți cu acest personaj, să comunicați. Nu că ați fugit de ei. Evident că poate să fie și așa, dar eu așa simt. 10, 10 de monede. Vreți să fugiți de acasă, unii dintre voi? Mare grijă. Mare grijă. Că 10 de monede înseamnă casă, înseamnă tradiții. Cineva fuge. Sau poate de acasă cineva fuge. Da, e dorință de acțiune, de aventură. Vreți să fiți fericiți, aveți atracție față de cineva, vă pierdeți nopțile gândindu-vă. Semnul taurului pentru unii. Da, măi, sunteți foarte îngrijorați, obsedați, nu găsiți soluții. Cum să ieșiți dintr-o situație tradițională? Că, da, bine, sunteți gemeni, nu vă place să fiți în situație. Ia uite, regina de cupe, aveți multe emoții pentru cineva la distanță. Vreți să aveți o întâlnire în secret, ia uite, întâlnire în secret. Puf! Așa simt, dragii mei, vă rog frumos, confirmați-mi că deja parcă și eu mă încarc cu stresul ăsta. Patru de monede, ce înseamnă patru de monede? Poziția sfatului. Ia uite, nouă de cupe. Țineți la cineva foarte mult. Sau cineva ține la voi. Cineva cu marcaj puternic în semn de pământ și semn de apă. Dar, cum am spus mai devreme, dacă nu vă permit condițiile, că sunt restricții, pentru că am simțit și potențialul ăsta, nu puteți manifesta ceva. Probabil că ține și, am văzut și roata norocului, nu este timpul respectiv pentru anumite acțiuni, întâlniri, deși acțiunile vorbesc puternic. Și nebunul acela despre care v-am arătat este oarecum, e riscant cu 10 de monede. Pe de-o parte, repet, sunteți într-o relație, cuplu sau ce mai fi de job care vă obosește și aveți nevoie de altceva. Dar dacă nu puteți, sfatul este să stați totuși în locșorul vostru, să țineți de bani,
Nouă de cupe pentru mine înseamnă și creștere, că e nouă casa nouă a spiritualității, creștere emoțională, spirituală. Investiți în creșterea voastră în aceste restricții, dragii mei, pentru că... Da, ascultați, da, da, ascultați acest iaute. Personajul acesta este... Are inima frântă, e un suflet pereche, care în secret plânge pentru voi. Ar vrea să schimbe energiile. Ar vrea să fie căsătoriți cu voi, dar văd mult, mult consum energetic, multe, multe responsabilități. Cineva încă n-a ales. Măi, e complicat. E complicat, dragii mei. Clarifică-mi îndrăgostiții. Ce ar trebui să aleagă îndrăgostiții? Ia uite, asul de cupe. Dar, dragii mei, asul de cupe înseamnă nouă dragoste, dar repet de câte ori pot, că am zis mai devreme, dați în urmă. Cineva vă învață să iubiți. Iubirea asta nu trebuie musai. În fine, eu repet, mare grijă. Iubirea asta se poate manifesta în multe feluri și acțiunile prin care vă arătați iubirea sunt foarte diferite. Folosiți acțiuni creative cu acest magician. Magicianul este creativ și aici este în poziția fricilor. Asul de cupe înseamnă vindecarea voastră. Vindecarea voastră. Dar, da, trebuie să alegeți dragostea. E o oportunitate. Ia uite. E o oportunitate. Aveți o flacără geamănă, ăsta e adevărul? Sau? Da. Cineva la distanță cu această lume, dar apare iar nebunul, nebunia. Este o dragoste nebună din partea cuiva, regina de cupe și nebunul. La distanță, iar, care vrea să se întâlnească cu voi. Persoană singură, ar vrea să se implice, să muncească. Poate că voi sunteți prea fixați pe relația în care sunteți, pe casa voastră și nu vedeți această oportunitate. Dar, repet, nu susțin pe nimeni să facă. Pentru că nu pot. Să zic, faceți cu tare. Vă alegeți voi, că de-aia sunteți ascultătorii mei. Eu nu vreau să vă impun anumite lucruri și nici să vă programez pe anumite acțiuni. Acțiunile vi le alegeți în funcție de scenariul, de cum rezonează această etalare. Sunt restricții prin vremuri grele. Depinde de voi ce alegeți. Dar, repet, mai presus de toate, asul de cupe înseamnă să alegeți vindecarea voastră, creșterea voastră spirituală, cum am zis. Și în momentul în care crește, se leagă lucrurile altfel. În momentul în care sunteți vindecați. Cam atât deocamdată, dragii mei gemeni. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sunt foarte curioasă cum a rezonat cu voi, cu o parte din viața voastră. Nu uitați că vă iubesc și nu uitați niciodată cu etalare colectivă și voi sunteți atât de diversi. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao!